Salutare, oameni buni! Numele meu este Sorin, sunt antrenor Let's Dance și în acest video te voi învăța cum să-ți creezi un cont pe platforma Zoom, cum să instalezi aplicația Zoom și cum să faci câteva configurări de bază în ea. Noi, la școala de dans Let's Dance, folosim Zoom pentru lecțiile noastre de dans online și am creat acest tutorial și alte tutoriale pe care te invit să le vezi mai jos în descriere, legate de Zoom, pentru a ajuta pe oamenii care vin la cursurile noastre să se bucure la maxim de lecțiile de dans online. Voi face acest video ca și cum tu nu prea te pricepi să folosești calculatorul, așa că o voi lua foarte, foarte lent. Să începem! Începem într-un browser, fie Mozilla, fie Chrome, pe calculatorul nostru, fie Edge. Intrăm pe pagina Google. google.ro. Enter. Pe pagina Google scriem zoom.us. Enter. Și ne-a apărut site-ul Zoom. Dăm click aici și am intrat pe site-ul Zoom. Zoom o să întrebe ceva legat de cookies, niște chestii legale, nu ne interesează, dăm agree and proceed, apoi dăm close. Aici pe site-ul Zoom avem două opțiuni, sign in și sign up. Sign in vom folosi atunci când avem deja cont, sign up folosim atunci când dorim să creăm un cont nou. Noi nu avem cont, așa că dăm sign up. Zoom ne întreabă, care este adresa noastră de e-mail? Eu o introduc pe a mea, iar tu o introduci pe a ta. Am introdus-o, apăsăm Sign Up. Zoom ne întreabă, vrei să-ți trimitem niște e-mail-uri informaționale prin care să te învățăm cum să folosești platforma, care sunt în limba engleză, apropo? Noi dăm confirm. Și apoi ne spune, vezi că ți-am trimis un e-mail și în e-mail este un link de confirmare pe care trebuie să dai click pentru ca să începi să folosești Zoom. Mergem la e-mail și așteptăm e-mailul de la Zoom. E-mailul de la Zoom a ajuns, îl vedem aici, please activate your Zoom account, dăm click pe el și în interiorul e-mailului apare un buton albastru, activate account. Dăm click pe activate account și Zoom a mai deschis pentru noi un tab unde suntem invitați să ne introducem datele personale pentru a continua procesul de creare cont. First name sau prenumele, Sorin, numele meu, Rădan, parolă. La parolă trebuie să avem 8 caractere, trebuie să fie cel puțin 2 litere, una mare, una mică și trebuie să fie cel puțin un număr. Eu o să introduc o parolă test, îți recomand să introduci altă parolă, parola ta, și eu zic 1, 2, 3, 4, 5, 6, a mare, a mic. O mai introducem o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a mare, a mic. Apăsăm continue. Zoom ne spune, dar nu vrei să-ți inviți și prietenii ca să folosească platforma noastră? Noi bifăm I'm not a robot și nu facem asta și dăm skip this step, adică nu ne invităm prietenii acum cel puțin. Apoi Zoom ne spune, hai să începem o întâlnire test să vedem dacă lucrurile merg cum trebuie. Și noi dăm start meeting now. S-a mai deschis un tab și Zoom în acest moment o să înceapă automat să downloadeze aplicația Zoom. Și a downloadat-o, uite aici jos se vede. Apăsăm click pe ea pentru a o instala, apăsăm run aici și începe instalarea aplicației Zoom. Așteptăm să se instaleze. Bun, aplicația s-a instalat și în acest moment intrăm în ea. Eu bifez aici și apoi dau Join with Computer Audio. Aceasta este practic o întâlnire sau o conversație pe care o ai cu tine însuți. Da? Adică este o întâlnire test în care noi o să învățăm ce fac diversele butoane din Zoom. Da? Și acum, în partea stângă jos, ai două chestii. Acest microfon
pe care îl vezi cum merge în sus acest verde, vocea mea, adică, da? Și ai camera video. Hai să vorbim puțin de microfon. Microfonul are această săgetuță în sus, dăm click pe ea și aici putem să selectăm fie microfonul, adică cum ne aud ceilalți, prin ce echipament de la noi ne aud ceilalți și dacă se întâmplă ca ceilalți să spună că nu te aud, să îți recomand să treci, să testezi fiecare variantă de aici, da? Apoi poți să selectezi speaker. Speaker este boxa prin care tu îi auzi pe ceilalți și îți recomand să, dacă nu îi auzi pe ceilalți, să testezi fiecare variantă pe care o ai afișată aici. Noi acum o să facem un test de boxă și de microfon ca să ne asigurăm că totul este ok la noi. Apăsăm acest buton. S-a auzit. Da, deci boxa este ok. Yes. Acum testăm microfon. Merge și microfon. Yes. Și el ne spune Zoom că, băi, boxa și microfonul tău sunt foarte bune, putem face treabă. Dăm finish. Și acum, o altă chestie pe care poți face aici este dacă dai, apeși pe acest microfon, în acest moment ceilalți, și microfonul este tăiat, în acest moment ceilalți nu te pot auzi. Și când suntem, de exemplu, într-o lecție de dans cu mai multe persoane, da, este recomandat ca acest microfon să fie tăiat, ca tu să poți auzi profesorul de dans sau pe cel care vorbește. Da, dacă sunt foarte multe persoane cu microfoanele activate, se creează se creează niște microfonie, nu e ok. Da? Bun, deci de aici controlezi microfon. Ne ducem spre această zonă unde avem o cameră video care este în acest moment tăiată. Asta înseamnă că ceilalți nu ne pot vedea. Dacă apăsăm pe ea, în acest moment noi suntem văzuți. Și acum pe mine mă vede camera care mă și filmează. Dacă apăs pe această săgetuță și apăs pe Integrated Webcam, o să mă vezi cu camera din laptop. Okay? Și dacă se întâmplă ca ceilalți să spună că, domnule, nu te vedem, da? îți recomand să dai click aici și să testezi fiecare variantă pe care o ai aici. Da? Bun. În acest moment, microfonul este pornit, camera este pornită, ceilalți mă pot vedea și ceilalți mă pot auzi. Apăs pe cameră, ceilalți nu mă mai pot vedea, apăs pe microfon, ceilalți nu mă mai pot auzi. Este și un mic tweak aici pe care ți-l recomand. Dacă ești fără microfon și vrei să fii cu microfon, ți-ai apăsat pe space, vorbești, acum ceilalți te pot auzi, iei mâna de pe space, ești din nou pe mute. Da? Pe mute se spune când ceilalți nu te aud. Hai să vedem ce mai avem pe aici în Zoom. Dacă vrem să vedem pe cine mai este în conversație, apăsăm aici și în partea dreaptă ne apare cine este. Pentru că este o întâlnire test cu noi înșine, da, suntem doar noi. Dăm close. Aici mai avem și varianta de chat și aici putem să trimitem un mesaj text tuturor, cum scrie aici, everyone, sau putem să selectăm pe cineva din listă. Da? Noi acum suntem doar noi, așa că nu avem o listă lungă aici. Putem să trimitem și mesaje private prin Zoom. Da? Dăm close. Ok, în finalul acestui tutorial te voi mai învăța un lucru și anume cum să îți pui o poză pe Zoom. Poate tu nu vrei să arăți camera, dar ar fi frumos ca ceilalți să vadă o poză cu tine. Așa că ne întoarcem la browser, la Chrome și scriem aici zoom.us. Pentru că suntem logați deja în cont, aici ne apare My Account, dăm click și aici ne apare, închidem aceste lucruri, aici ne apare dashboard-ul nostru sau zona noastră de cont de pe site-ul Zoom. Dăm change aici la poză, suntem pe profile aici, da? Și aici dăm change. Dăm upload și eu mi-am pregătit aici o poză pe desktop. Uite, asta este. Reglăm aici din mouse, o tăiem în așa fel încât să arătăm bine, tragem cu mouse-ul, așa. O reglăm puțin. Dăm save și în acest moment avem și o poză pe Zoom. Te invit să te uiți mai jos în descriere, să vezi ce alte tutoriale am mai făcut pe tema aceasta și un următor tutorial pe care cred că ar trebui să-l vezi este cum dai join la un meeting pe Zoom sau cum intri într-o lecție de dans online.
Numele meu este Sorin, îți mulțumesc că ai fost aici și dacă ai întrebări, de asemenea te invit să lași un coment mai jos în descrierea acestui video. Te salut, să ai o zi bună!